Din nou în direct cu informații externe, acum avertisment dur al lui Volodymyr Zelensky pentru Occident. Președintele ucrainean anunță că în Georgia, Rusia a câștigat, iar următoarea țară vizată este Republica Moldova. Zelensky face apel la vest să renunțe la liniile roșii în ceea ce privește atacurile Ucrainei. În caz contrar, președintele spune că, până la urmă, Kremlinul va continua să-și mărească sfera de influență. Propaganda rusă în alegerile din Georgia a câștigat, consideră președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar Kremlinul și-a băgat coada și în alegerile din Republica Moldova, acolo unde referendumul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană a trecut la limită. Iar în turul 2 există posibilitatea ca Alexandru Stoianoglu, candidatul pro-rus, să câștige împotriva Maiei Sandu. Votul de duminică va fi crucial pentru viitorul țării. Situația este și mai complicată în Georgia, acolo unde alegerile ar fi fost câștigate cu majoritatea de voturi de partidul apropiat Moscovei. Volodymyr Zelensky este de părere că și Republica Moldova riscă să ajungă sub influența Kremlinului. In Georgia, we have to recognize. In Georgia for today, Russia won. First, they took part of Georgia, then changed the policy, changed the government, and now they have pro-Russian government, pro-Russian positions, no sanctions against Putin, and a lot of Russians in Georgia. Their choice is friendship with Russia. Their choice not to go to EU. They changed their position. Russia won for today. Președintele ucrainean este de părere că dacă Ucraina nu va primi permisiunea de a derula atacuri la distanță în Rusia, Republica Moldova ar putea cădea în câțiva ani sub controlul oamenilor Moscovei. They took their freedom away. It's about Georgia. About Moldova. They're on the way. You will see. Russia is on the way. They want to do the same, and they will do, if, of course, the West will not stop the dialogues about cross of red lines. If they will not stop this, just continue this rhetoric, they will lose Moldova. 1-2 years.